Jurnalele RTT. Știri la fix. Zeci de angajați din Centrul Regional de Tranzit al Poștei Române și Oficiul Poștal de Distribuire Brașov au protestat în curtea instituției timp de o jumătate de oră împotriva conducerii centrale. Poștașii cer mărirea salariului cu 200 de lei, condiții de muncă mai bune, un volum de muncă mai mic și creșterea veniturilor companiei prin încheierea de contracte profitabile. Angajații Poștei Române anunță că vor continua protestele până li se vor rezolva revendicările. Pe căldură, prin ploaie și frig, în jur de 800 de poștași din județ străbat zeci de kilometri zilnic. Nu cu mâna goală însă, ci cu o greutate de peste 15 kg. La final de lună se aleg un salariu mediu de 1.000-1.100 de lei, sumă de aproape 13 ori mai mică decât cele câștigate de conducerea Poștei Române București, spun angajații de la Brașov. Împotriva conducerii Poștei Române de la București, care în ultimele două săptămâni a încasat prime ca urmare a stresului și a incapacităților de a munci în această companie, prime care au ajuns la 2 miliarde de roni. În schimb, poștașii și ceilalți lucrători din poștă care lucrează, deci stâlpul acestei companii, nu pot primi 200 de lei pentru a ajunge la un minim pe salariu al economiei românești. 3.000 de sindicaliști și-au manifestat marți dimineață nemulțumirile în orașele reședință de județ și în capitală. Angajații acuză conducerea Poștei Române de pierderea unor contracte importante din care compania încasa venituri, dar mai ales de înghețarea negocierilor pentru creșterea salariilor lucrătorilor, care sunt normați la sânge și li se taie din salariu dacă au mai puține prestații decât normă. Salariul net al unui factor poștal este undeva la 1.000-1.100 de lei, bani insuficienți pentru a putea să-și plătească dările, a-și plăti facturile și pentru a trăi, ca să spunem pur și simplu. Pentru orice greșeală sunt sancționați pecuniar, inclusiv de către instanțele judecătorești, pentru că ei sunt obligați să cunoască prevederile codului civil, prevederile codului penal și pentru orice greșeală sunt amendați de către aceste instanțe. 10.000 de persoane au fost date afară în ultimii 3 ani din Poșta Română, iar cei care au rămas, circa 25.000 în întreaga țară, lucrează 12 ore pe zi, de multe ori stau peste program și își fac treaba în condiții care le creează probleme de sănătate. La salariul meu, care cu mâna pe inimă vă spun 1.300 de lei după 38 de ani de muncă în Poșta Română, ajung să iei 1.300 de lei, păi lu' ăla la București, nu vă supărați. Că îi convine că el are salariul de 10.500 și probabil trimestrial, nu cunosc modalitatea, dar trimestrial lui revine și o sumă din aceste premieri. Nu mai facem față la cărat. Păi eu undeva la 15 kg și să zici că facem, numai în câmp avem vreo 15 km de mers, pe jos, zi de zi. Salariul de cât? Eu? 960 de lei. Atât. Iau eu în mână. De cele mai multe ori, oamenii sunt nevoiți să facă ore suplimentare din cauza volumului mare de muncă. La prima ora dimineții, deci la 5:30-6, fără majoritatea poștașilor, suntem în oficiu deja aici și mai plecăm, uitați, și la 9 seara de multe ori. Deci aseară am plecat la 9. În perioada concediilor este jale, spun poștașii, care trebuie să țină și locul colegilor. Atunci cărăm 40 de kilograme și vreo 30 de kilometri. De coloană nu ne întreabă nimeni, picioarele sunt distruse. Lipsa personalului. Pe noi ne dă afară, rămân sectoare descoperite care trebuie să le acoperim. Pentru ce? Eu iau 900 de lei salariu. 900. După protestul de o jumătate de oră, poștașii brașoveni au plecat pe teren, însă vor continua să protesteze până li se vor soluționa cererile. Așa pleacă un factor poștal. Să știți. În clădirea Centrului Regional de Tranzit al Poștei Române de lângă gara Brașov, plouă și este igrasie. Ultima izolație s-a făcut în urmă cu 20 de ani, spune liderul de sindicat, iar condițiile improprii în care stau salariații le afectează sănătatea chiar mai mult decât o face munca de pe teren. Primăria asigură spații, hrană și apă timp de 48 de ore în cazul producerii unei seism.
După cutremurul cu magnitudinea de 5,6 grade pe scara Richter de sâmbătă resimțit și la Brașov, secretarul de stat în MAI, Raed Arafat, a spus că intervenția la cutremur începe cu omul de rând, care trebuie să-și păstreze calmul. Dacă unii brașoveni nici nu s-au dat jos din pat, alții au dat fuga sub tocul ușii pentru a se proteja la primele trepidații. Aflat în weekend la Brașov pentru a preda Inspectoratului pentru Situații de Urgență Țara Bârsei drapelul de luptă, Raed Arafat i-a sfătuit pe români să fie pregătiți în orice moment să reacționeze în cazul unui cutremur și să aibă la îndemână resurse vitale. Intervenția la cutremur nu este numai al statului sau al guvernului central, nu este numai al IGS-ului. Începe cu omul de rând, cu comunitatea, cu autoritatea locală, cu autoritatea județeană și, normal, forța majoră vine din partea Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, ci din toate structurile statului care intervin. Cei care nu știu ce să facă în timpul producerii unui seism pot afla informații de pe site-ul Inspectoratului General pentru Situații de Urgență și al Departamentului pentru Situații de Urgență. Și mass media furnizează periodic sfaturi utile în cazul unui cutremur. Să nu intre în panică, să se pregătească, să aibă alimente, să aibă apă suficientă măcar pentru 3 zile, să aibă medicamentele care le folosesc cronic măcar pentru 3 zile, să nu coboare pe casă scărilor în timpul în care cutremurul are, adică se desfășoară. Inspectoratele pentru Situații de Urgență din România au datoria de a fi în relație cu autoritățile pentru a se asigura că acestea au necesarul minim de alimente și apă. Angajații primăriei Brașov au în apropierea instituției, chiar în Parcul Central, în caz de incendiu sau cutremur, un spațiu sigur în aer liber unde se pot strânge. Și în unele instituții de învățământ există astfel de locuri indicate în curțile școlilor și grădinițelor. Reprezentanții municipalității spun că sunt pregătiți să acționeze dacă se va produce un cutremur major. Conform prevederilor legale, în cazul unui cutremur, municipalitatea are obligația ca în primele 72 de ore să asigure atât apa necesară, hrana necesară, cât și zone sau locuri în care cetățenii pot să stea. Municipalitatea este pregătită, avem conform legii semnate contracte cu marile magazine pentru a putea furniza apa și alimentele necesare. În cazul în care vor fi astfel de situații, vom asigura cazarea în unitățile de învățământ sau, dacă nu se poate nici acolo, vom găsi alte soluții. Brașovenii știu că trebuie să se adăpostească sub tocul ușii sau sub o grindă și să aștepte ca seismul să se oprească. Cât despre provizii, spun că ar folosi hrana pe care o au în acel moment în casă. Foarte mulți brașoveni și-au păstrat calmul la cutremurul de sâmbătă. Acum când s-a cutremurat, nu m-am dat jos din pat. Că l-am simțit cu tremurul. Da. Nu a fost frică? Nu. Moartea vine oriunde fi. Eram tânără. Bine, am ieșit afară. Am ținut mobila să nu cadă pe noi. Apoi am ieșit afară. Acum nu vă mai e frică? Acum... Atunci mi-era frică că aveam copii și trebuia să mi-i cresc. Și acum nu m-am alarmat deloc. M-am ridicat din pat și m-am dus cu nepoțelul sub tocul și l-am calmat, nu te speria, nu e nicio problemă. Apă am de obicei, o apă minerală în casa aia consumăm sau ceva, dar în rest nimic. Nu. O trusă de prim ajutor avem în casă. Mă pun la tocul ușii, nu cumva să-mi cadă ceva în cap sau la un zid, la un perete. Nu am fost acasă, am fost la un chef, nici nu l-am simțit. Inspectoratul pentru Situații de Urgență a început o campanie de informare tematică încă din ianuarie cu numele Nu tremur la cutremur, cu scopul de a transmite populației informații corecte privind modul de comportare în cazul producerii unui cutremur. Începe luna curățeniei de toamnă. Primăria va amplasa containere în tot orașul în care brașovenii să arunce obiectele de care nu mai au nevoie. În 3 octombrie va fi declanșată o amplă acțiune de curățenie a domeniului public și privat în toate cartierele municipiului. Deșeurile rezultate ca urmare a acestei activități vor fi depozitate lângă punctele de colectare a deșeurilor menajere cât mai compact. Ulterior vor fi transportate de către operatorii de salubrizare împuterniciți de primărie. Mai bine de 10 ani, în municipiul Brașov, primăvara și toamna, se procedează la o operațiune de curățenie generală, o numim noi. Ce înseamnă asta? Toate arterele publice, pe de o parte, vor fi salubrizate, dar mai mult decât atât vom intra și în zone, să spunem, mai dosite. Avem în cartierul Bartolomeu, pe Carierei, sunt câteva zone unde brașovenii sau poate nu brașovenii fac niște depozitări de deșeuri care nu sunt la locul potrivit, dar cu această ocazie le vom îndepărta și pe acestea.
Toți brașovenii care doresc să renunțe la obiectele casnice care nu mai au utilitate sau fac curățenie generală și doresc să se dispenseze de lucruri nefolositoare, altele decât deșeuri menajere, o pot face în locuri special amenajate la platformele de gunoi sau în containere de 8 metri cubi de culoare portocalie dispuse pe domeniul public. Vom amplasa platforme pe care brașovenii pot să depoziteze lucrurile de care nu mai au nevoie, lucruri mai mari. Acum este momentul să o facă, așa cum au făcut-o și în primăvară, invit să o facă și de această dată. Din 3 octombrie până pe 4 noiembrie, lucrătorii de la salubritate vor efectua în tot orașul mai multe operațiuni specifice de salubrizare. Măturat mecanizat și manual, curățat rigole, spălat mecanizat și manual, cosit zone verzi, întreținere și greblat zone verzi, tuns gar viu, igienizare cursuri de apă sau ridicare de depozitare accidentală. Proiectul legii aeroportului Brașov-Ghimbav a fost amânat pentru o săptămână în Camera Deputaților pe motive procedurale. Proiectul era programat pentru analiză în două comisii, cea pentru agricultură și cea juridică. Deși era stabilit încă de săptămâna trecută, proiectul nu a intrat astăzi în Comisia Juridică a Camerei Deputaților. Se pare că deputații au nevoie de un răgaz pentru a studia documentele depuse la dosar, după care să se pronunțe spre avizare. În ceea ce privește Comisia pentru Agricultură, aceasta nu a fost încă sesizată de biroul permanent al Camerei Deputaților. În plus, potrivit regulamentului Camerei Deputaților, ar fi trebuit ca guvernul să depună și el un punct de vedere scris pe acest proiect. Violența fizică pleacă de la violență verbală, iar copiii trebuie să învețe să fie toleranți unii cu ceilalți. Este și sensul mesajelor transmise de 11 licee din județ în campania menită să stopeze violența împotriva minorilor. Câte 3 elevi din fiecare școală au gândit un proiect care să atragă atenția asupra faptelor negative cu consecințe asupra școlarilor. Prin simple desene, elevii au reușit să exprime cele mai nefericite cazuri de violență, dar și căi de ieșire din această lume a agresivității. A fost o experiență nouă care a fost foarte interesantă. Am cunoscut multe persoane și foarte multe păreri. Și am avut ce învăța și să tratăm un problemă cu care societatea noastră se confundă și care este foarte gravă. Este prezentă și în școli și, din păcate, și în mediul familial. De aceea vrem să tragem un semnal de alarmă. Am vrut să transmitem un mesaj pentru copii care au probleme la școală cu boșii, șmecherii, care se iau mereu de ei și le-am dat câteva idei de evitare. Vrem să spunem stop indiferenței, pentru că este foarte important să ne implicăm cu toții. Deși s-au chinuit câteva zile pentru a face proiectul cât mai atractiv, unii elevi cred că astfel de acțiuni nu mai sensibilizează pe toată lumea. Desenul a durat în jur de o săptămână să fie realizat complet și discursul l-am scris eu împreună cu colega mea. Crezi că sunt bune astfel de acțiuni? Într-un fel, da, dar majoritatea oamenilor sunt ignoranți și oricum nu o să asculte ce am avut de zis. Activitatea s-a desfășurat cu ocazia săptămânii prevenirii criminalității organizată de Inspectoratul de Poliție Județean Brașov. Astăzi am participat la activități pentru prevenirea victimizării minorilor. Este cea de-a doua zi din săptămâna prevenirii criminalității, zi în care aceste activități s-au desfășurat nu numai în această locație, ci în toate unitățile de învățământ. Copiii au putut să stea de vorbă cu polițiștii și să afle informații noi, informații utile despre modul în care se pot feri ca să nu ajungă victime ale infracțiunilor. Câștigătorii concursului organizat de polițiști au fost elevii Colegiului Tehnic de Transportul, urmați de cei de la Colegiul Tehnic Mircea Cristea și Liceul Petru Rareș din Feldioara. Specialiștii spun că violența fizică pleacă de la violență verbală, iar copiii trebuie să învețe să fie toleranți unii cu ceilalți. De asemenea, violența poate aduce traume minorilor, mai ales atunci când victimele sunt copiii mai sensibili la jigniri. În anul școlar 2015-2016 s-au înregistrat la Brașov 68 de infracțiuni în zona școlilor. Cele mai multe dintre ele au fost furturi urmate de agresiuni, amenințări sau distrugeri. Inspectoratul școlar Brașov mai are un singur inspector general adjunct. Este vorba despre Mirela Blemovici, singura care a promovat concursul pe post. În luna iunie, la Inspectoratul Școlar erau repartizați pe post 3 inspectori școlari adjuncți, Mirela Blemovici, Vasilica Diaconu și Melinda Sechei. Ultimele două nu au promovat însă concursul pe post. Prin urmare, celelalte două inspectoare vor fi nevoite să se întoarcă la catedră în cazul în care nu le va fi prelungită detașarea pe post.
Polițiștii brașoveni au ridicat 42 de kilograme de carne și produse din carne, peste 3500 de kilograme de legume și fructe și peste 90 de kilograme de alte produse în urma unei acțiuni organizate în acest weekend în piețe, târguri și oboare din județ. În perioada 23-25 septembrie, 252 de polițiști de ordine publică de la rutieră, de investigare a criminalității economice și de la transporturi au acționat în întreg județul. Au fost efectuate 235 de controle, dintre care 179 la societăți comerciale, 43 în piețe și 13 în târguri și oboare. De asemenea, au fost constituite 30 de filtre rutiere, unde au fost verificate 331 de autovehicule. Oamenii legii au constatat 6 infracțiuni, dintre care 2 de natură economică și 4 la regimul circulației rutiere și au fost recuperate prejudicii în valoare de 3500 de lei. Au fost ridicate în vederea confiscării sau indisponibilizării bunuri în valoare totală de 12.503 lei. Polițiștii au aplicat 331 de sancțiuni contravenționale în valoare totală de peste 215.600 de lei. Cele două înfrângeri din weekend i-au mobilizat pe lupi, care au făcut o partidă excelentă cu Uipești. Deși budapestanii veneau după 2 victorii în deplasarea din România, la Galați și Miercurea Ciuc, hocheiștii brașoveni nu le-au lăsat nicio șansă. Doar prima repriză a fost ceva mai echilibrată, însă Thomas Klempa a rupt balanța de pe tabelă. În partea secundă am asistat la un festival al ratărilor gazdelor care au nimerit bala în mai multe rânduri. Același Klempa a dublat avantajul brașovenilor care au intrat la cabine a doua oară în avantaj, scor 2-0. Corona nu a scăzut ritmul nici în ultima parte și Molnar Jolt a reușit un gol spectaculos cu care și-a dus echipa în avantaj de 3 lungimi. Arpad Mihai nu a rămas nici cel mai prejos și a făcut 4-0, după care pe final de meci oaspeții au reușit să înscrie golul de onoare. Here every time is tough, of course. Everybody knows this good team. Aici în Brașov este de fiecare dată dificil să joci. Corona este o echipă bună și are mulți jucători valoroși. Trebuie să fim mult mai eficienți în fața porții. Portarul lor a avut un meci foarte bun în această seară, iar Brașovul, ca tactică, a mizat pe simplitate și eficiență. Sunt supărat că nu am reușit să jucăm ca o echipă. Am avut 22 de individualități pe gheață, lucrul care ne-a dus înfrângerea. Ei au fost mai buni în această seară și pentru asta trebuie felicitați. Astăzi am făcut un meci bun în inferioritate. UTE este o echipă puternică, una care a reușit să ne învingă în primul meci disputat, dar între timp ne-am îmbunătățit tehnica și am reușit să le blocăm șuturile spre poartă. Am jucat un meci mult mai simplu și mai eficient, cât timp am fost 5 contra 5 și asta ne-a dus victoria. Nu a fost un meci ușor, ne-a luat ceva timp până am reușit să înscriem primul gol, dar sunt satisfăcut de cum am jucat. Acum rămâne să ne pregătim pentru weekendul care ne așteaptă. Pentru Corona urmează un weekend extrem de important. Sub tâmpa vor sosi campioana României, Dunărea Galați, cu care brașovenii vor juca vineri și sâmbătă, și câștigătoarea Ligii MOL, Mișcolți, pentru meciul de duminică. Toate cele trei partide vor avea primul angajament la ora 18:30. Sabia brașoveană este pe un drum ascendent. După rezultatele bune obținute în vară la campionatul național rezervat copiilor, sabrerii de la CSM Brașov au avut o comportare foarte bună la prima competiție importantă a sezonului, Cupa Federației, concurs rezervat cadeților și juniorilor atât la masculin cât și la feminin. Campioana națională antitră a speranțelor, Diana Crețu, a confirmat și în întrecerea cadeților, la startul căreia s-au aliniat 48 de sportive. Eleva antrenorului, Marius Gălățanu, a avut un parcurs excelent până în ultimul act, unde a întâlnit-o pe Sabina Martiș de la CSA Steaua. Din păcate, după doar câteva tușe, brașoveanca s-a accidentat, a făcut întorsă la glezna piciorului drept și Martiș s-a impus cu 15-7. Tot în competiția fetelor, Ștefania Sabo s-a clasat pe locul 10. Foarte bine s-a comportat și Ana Maria Botezatu, care a venit pe locul 16 în condițiile în care sabrera de sub tâmpa era cu 5 ani sub categoria de vârstă. Antrenorul celor de la CSM Brașov, Marius Gălățanu, a apreciat că a fost o competiție tare care a arătat unde sunt sabrerii brașoveni în acest moment. O repetiție bună pentru concursul de peste 2 săptămâni din Ungaria, de la Godolo, unde va fi un adevărat mini-campionat mondial. În concursul băieților, cu 45 de participanți, cea mai bună performanță a brașovenilor a fost obținută de Rareș Ailincă, locul 10. Cupa Federației la Sabie s-a desfășurat în weekendul trecut în sala de atletism Grădinar din Iași. We'll be right back.